Programul meu din vacanță, o resursă pentru clasa 7 -a, la disciplina consiliere și dezvoltare personală. Ce reprezintă vacanța pentru voi? Pentru mulți dintre elevi, ea este o perioadă de odihnă, un timp pentru relaxare. Unii o consideră un cadou bine meritat după o activitate de învățare, o perioadă în care elevul își stabilește un program care include diferite activități. Tu cum ai defini vacanța? Realizați pe tabla clasei o listă cu toate activitățile specifice vacanței. Aici vor fi cuprinse activitățile numerate de voi, atât cele care vă plac, cât și cele care nu vă fac plăcere, pentru că știm cu toții că în vacanță nu facem tot timpul doar ce ne place. Puteți să le notați activitățile sau să realizați un simbol care exprimă acea activitate, așa cum fac eu acum. Activitățile care vă fac plăcere cu siguranță sunt cele care vă relaxează și pe care nu le faceți obligați, iar cealaltă categorie sunt activități care nu vă plac, nu sunt interesante pentru voi. Acestea pot fi impuse de către părinți sau de către profesori, dacă ne referim la temele de vacanță. Voi desfășurați în vacanță activități care aparțin ambelor categorii? Probabil răspunsul vostru este unul afirmativ. În anumite zile sau perioade de vacanță, unii dintre voi deveniți îngrijorați sau chiar triști pentru că e necesar să realizați anumite activități care nu vă fac plăcere. Este adevărat că aveți tendința de a le amâna sau refuza aceste activități? Câți dintre voi v-ați gândit vreodată că activitățile impuse de adulții din jurul vostru vă aduc beneficii și sunt necesare pentru dezvoltarea și evoluția voastră? Pentru a vă fi mai ușor să desfășurați toate tipurile de activități, astăzi vă propun să învățăm cum putem să ne planificăm un program pentru vacanță. Realizați un tabel cu două coloane. În prima coloană veți trece activitățile care vă fac plăcere, iar în a doua coloană activitățile pe care le realizați sau ar trebui să le realizați în vacanță, dar nu vă plac. Acum veți lucra individual deoarece interesele voastre pentru activități sunt diferite. Adică dacă unuia dintre voi îi place să citească, e posibil ca alt coleg să treacă această activitate în coloana a doua, fiind o activitate pe care o face pentru că i-a fost impusă de către profesorul de limba română. Un alt exemplu, dacă unei colegi îi place să facă zilnic curățenie, e posibil ca altui coleg să nu-i facă deloc plăcere această activitate. Puteți să notați cât mai multe activități. Amintiți-vă de cele pe care le preferați și de cele care vă sunt solicitate de obicei în vacanță. Următorul pas este să realizați un program pentru o săptămână de vacanță reală. E important să includeți zilnic în programul vostru atât activități preferate, cât și mai puțin preferate, fiecare dintre ele fiind într-un număr echilibrat. Pe orizontală veți nota zilele săptămânii, iar în interiorul tabelului veți trece activitățile pe care le planificați pentru ziua respectivă din săptămână. Având în față tabelul realizat anterior cu activități din vacanță, le puteți planifica astfel încât să includeți zilnic în program activități din ambele categorii. De exemplu, dacă activitățile preferate sunt cititul, privitul la televizor, plimbările cu prietenii, sportul, Utilizarea dispozitivelor conectate la internet, iar cele impuse sunt curățenia, gătitul, exerciții la limba engleză, ajutor bunicilor și matematica, le puteți organiza astfel. Apoi, organizați-vă în echipe de câte trei colegi și prezentați programul stabilit. Analizând activitățile preferate și cele mai puțin plăcute de voi, colegii pot să vă ofere alte sugestii legate de organizarea acestora pe parcursul unei săptămâni din vacanță. Dacă le credeți utile, notați sugestiile lor și țineți cont de ele atunci când vă veți realiza programul pentru fiecare săptămână din vacanță. Dacă din diferite motive, într-una dintre zilele din vacanță, nu veți reuși să realizați o anumită activitate, E important să o includeți în programul zilelor următoare. Imaginându-vă că vă aflați la finalul unei săptămâni de vacanță, în urma căreia ați reușit să desfășurați activitățile propuse în program, redactați o pagină de jurnal de vacanță, notând gândurile, sentimentele, planuri de viitor și modul în care interacționați cu cei din jur. Astfel, puteți înțelege cât de mult vă ajută respectarea unui program stabilit anterior.